Bună dragilor și bine ați venit la previziunile pentru vineri. Așa cum vedeți, filmarea apare puțin mai târziu pentru că uh, acea quadratură dintre Mercur și Lună m-a cam uh, dezorganizat puțin și mai mult decât atât m-a uh, mi a întors, da, să spun așa, și o mică mare răceală, nu știu cât a făcut asta Luna și cu Mercur, cât uh, și alte aspecte, dar discutam ieri despre o dezorganizare puțină în a doua jumătate a zilei și așa este. Bun, ziua de, uh, ziua de vineri vine cu data de 27, vine cu Marea Preoteasă și cu Faietonul, care ambele cărți vorbesc despre drumuri în secret, drumuri ascunse, dar și informații prețioase pe care le aflăm în urma unui drum. Este o zi cu triumf, o zi cu bucurie, o zi în care ni se arată acea, așa, acea lumină de la capătul tunelului. Speranța crește și este o zi cu autenticitate, o zi cu bucurie. Pe de altă parte, din punct de vedere astrologic, este o zi în care ne putem organiza ceva mai bine și chiar este o zi în care ni se cere să avem curajul să fim autentici, să fim sinceri. Probabil nebunia care a fost joi se, mă rog, devine ceva mai organizată, da? încep să se vadă și rezultatele. Tot vineri avem și o cuadratură între Lună și Pluton din Capricorn, deci poate să fie un moment așa de putere, poate să fie un moment în care vechiul da, se ceartă cu noul, însă Cred că știți deja, Venus, noaptea, dar chiar dimineața, pe la ora 4, intră în semnul peștilor și ne liniștește. Venus în pești se simte foarte bine, foarte, foarte bine. Vom vedea în lume mai multă liniște, mai multă pace, se mai rezolvă așa anumite probleme din viața fiecăruia dintre noi. Și o să discut exact pentru fiecare zodie în parte despre ce este vorba. Iubirile devin platonice, devin sensibile, devin visătoare, frumoase, sunt acele idile din baspe, din, uh, uh, din povești. Da, pisica e prezentă aici și tot aude ea niște păsări, tot a găsit o bufniță pe ei și are, are treabă. Bun, uh, vocea da, e caracteristică unei persoane care se luptă cu răceala, așa că da. Sper că se aude bine și sper că e ok. Hai să începem cu zodiile, nu vreau să o mai lungesc mult, că avem mult de vorbit pentru fiecare în parte. Zodia Berbec, pentru tine să știi că ziua de vineri te are în centrul atenției, sfaturile unui prieten te pot ajuta, rezolvi ceva legat de un grup de oameni, ceva legat de un studiu, de o conferință, Înveți ceva, se rezolvă ceva, dar vezi că apar tensiuni pentru tine în relația cu șefii sau în relația cu autoritățile. Așa că atenție cum abordezi lucrurile, iar intrarea lui Venus în semnul peștilor pentru tine aduce vindecare, pentru tine aduce multă intuiție, prosperitate, iubire, aduce o relație mult mai profundă cu spiritualitatea, cu divinitatea. Și de ce nu, Venus în pești te poate ajuta să-ți vindeci acele suferințe pe care le ai de mult timp în tine. Hai să vedem și tarotul ce îți transmite, ce trebuie tu să știi. Să vedem, dragi berbeci. La baza pachetului avem 9 de băte. Te simți puțin obosit? De ce nu? Ți este teamă în legătură cu o relație sau ai obosit într-un contract, într-o asociere, într-un parteneriat? Ceva este pe final, ceva, nu știu, te obosește astăzi, poate o discuție. Văd aici valetul de cupe, o legătură cu o persoană mai tânără, dar este și o zi în care vei trăi noi emoții. Vei simți iubirea la un alt nivel, chiar vei avea tot felul de temeri legate de relațiile tale, legate de sentimentele tale. O zi cu multă, multă pace. Ultima carte, 5 de băte, care vorbește despre conflict, despre o discuție în contradictoriu, dar este și o zi în care gelozia poate să apară. Nu exagera foarte mult cu absolut nimic, pentru că nouă de băte îmi spune mie de o teamă. Ți este teamă de o libertate, ți este teamă de o eliberare, ți este teamă de Ceva profund. Zodia Taur, pentru tine, vezi că este o zi în care, pe neașteptate, ai uh, o discuție foarte interesantă cu șeful sau cu o persoană cu autoritate din viața ta, primești niște vești bune, se întâmplă niște chestii, te bucuri, dar vezi că apar și tensiuni în relația cu studiile superioare, adică dacă ai de lucrat ceva, dacă ai de învățat, dacă ești student sau dacă lucrezi pe domeniul acesta de studiu, vezi că aici apar tensiuni dintre cele mai neașteptate. Apar tot felul de idei fixe, da? adică ai tu niște idei acolo, sunt noi, dar e cineva care e prea învechit în gândire. Poate chiar tu ar fi bine să te deschizi în fața unor noi idei, și intrarea lui Venus în semnul peștilor îți aduce o perioadă de vindecare, se mai așează planurile tale de viitor, asta până prin februarie încolo, adică ai timp. Și tot intrarea lui Venus pe Casa 11 îți aduce oportunitatea de a întâlni persoana iubită prin intermediul unui grup de oameni, la o conferință, prin intermediul prietenilor și taurii care vă aflați într-o relație. În următoarea perioadă, o să vă faceți foarte multe planuri în, în relația cu persoana iubită. Pot să, vă pot veni bani din, de la prieteni, vă pot veni șanse foarte bune, se rezolvă niște chestii. La baza pachetului doi de bâte și cu regele de cupe. Este o zi în care ești pus într-o așteptare mai mare, este o zi în care ai legătură cu internetul, ai legătură cu niște călătorii îndepărtate, îți faci niște planuri, încerci să stabilești anumite obiective. Următoarea carte, Soarele, o legătură cu uh, Zodia Leu, iar aici ai o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești sau cu zona medicală, zona vindecării. Soarele vorbește despre un succes, despre faptul că reușești să te afirmi, reușești să te simți bine. Ultima carte, 4 de băte. 4 de băte vorbește despre o celebrare, o bucurie, o petrecere. E ceva frumos acolo care se întâmplă. Poate chiar te pregătești pentru ceva anume. Este o zi în care e ca și cum sărbătorești, te simți bine, te întâlnești cu un prieten, cu o prietenă, Vezi că intrarea lui Venus pe casa 11 îți spune că poți să cunoști și o persoană care să te ajute pe niște probleme financiare sau să te ajute pe niște probleme legate de muncă. Zodia Gemeni. Dragii mei, Gemeni, astăzi este o zi bună. Ai așa un moment în care poți să studiezi ceva, poți să analizezi ceva. Ești foarte bine susținut pe spiritualitate, pe zona studiilor înalte. Se mai organizează ceva într-un grup, se mai rezolvă ceva. Și mai mult decât atât, discutăm despre o zi în care, atenție, că pot apărea probleme de sănătate sau pot apărea niște lucruri neprevăzute da, legate de planurile tale de viitor. Tot ziua de vineri, așa cum spuneam, fiind și ziua lui Venus, Venus intră în pește, asta înseamnă că până prin februarie ești extrem de bine susținut pe carieră, pe reputația ta, în relația cu șefii, relația cu autoritățile, strălucești de-a dreptul, te simți bine și poți să cunoști o persoană chiar într-un spațiu public sau poți să îți îmbunătățești relația cu șeful dacă ești un geam în singur, vezi că ai toate șansele să cunoști pe cineva până prin februarie. Dar dacă ești un geam aflat într-o relație, vei vedea că lucrurile se clarifică începând cu ziua de vineri. Oficializezi relația sau știu eu, ai parte de tot felul de lucruri frumoase. O avansare. Luna și cu 5 de băte. Păi, dragi gemeni, o legătură cu un rac, dar eu zic cu nisipuri mișcătoare pentru voi. Nu prea înțelegeți pe unde sunteți, ce faceți, cum anume mergeți mai departe. Luna aici vorbește despre o situație în care tu nu vezi lucrurile clare. Ai intuiție, e adevărat, e conexiunea cu lumea de dincolo, dar mai înseamnă și minciuni, dar mai înseamnă și iluzii și o situație în care te agiți pentru că nu știi și tu ceva clar, nu știi și tu ceva sigur justiția, o legătură cu zodia balanță, poți să iei o decizie importantă astăzi și uite rezolvi ceva legat de acte, hârtii și documente. Ultima carte în îndrăgostiții este cartea ta, este clar că până la urmă e o zi în care te simți bine, alegi acea situație în care ești apreciat, ești bine văzut, iar cartea asta ultima îndrăgostiții poate să vorbească Uh, și despre o întâlnire cu persoana iubită undeva la o vreme de seară, poate într-un loc mai ascuns Zodia RAC Dragii mei raci, o zi în care străluciți de-a dreptul, o zi în care aveți un moment așa de putere, vă simțiți bine, invincibili uh, Sunteți apreciați la muncă, se întâmplă lucruri frumoase și chiar reușești să rezolvi ceva important legat de zona autorităților Ceva legat de o bancă ceva legat de o sumă de bani, reușești să-ți mai pui în ordine treburile. Ideea este că tot ziua de vineri vine cu predispoziții spre tensiuni în relația cu șefii, relația cu autoritățile, relația cu persoanele importante din viața ta care au autoritate, adică tatăl, soțul, mama și așa mai departe. Dacă ești într-o relație, vezi că există foarte mari predispoziții spre ceartă, spre conflict în această, în această zi. Pe de altă parte, intrarea lui Venus în semnul peștilor pentru tine e un moment foarte, foarte bun care te ajută pe zona studiilor superioare, adică facultate, studii postuniversitare, poate chiar cursuri din acestea mai înalte, mai grele, mai speciale, ești ajutat pe partea asta te ajută pe străinătate, pe tot ce ține de spiritualitate, îți crește intuiția și vreau să-ți transmit faptul că dacă ești un rac singur, se deschide o perioadă în care ai ocazia să cunoști pe cineva, dar atenție, ori e o persoană care studiază foarte mult, e o persoană care învață la nivel înalt, poate să fie o persoană dintr-o altă cultură, dintr-o altă religie, deci pe aici poți să cunoști pe cineva. Iar dacă te afli într-o relație, o călătorie împreună cu persoana iubită chiar te-ar ajuta foarte mult sau niște discuții din acestea mai elevate, mai speciale, foarte mult ajutor ai. La baza pachetului avem asul de monede și acest cavaler de spade. O noutate pe neașteptate care apare în viața ta, poate să fie um, un loc nou în care mergi, o veste pe care o primești și care ți oferă acea siguranță. însă acest cavaler de spade vine cu ceva foarte rapid. Steaua vorbește despre o legătură cu un vărsător sau despre zona tehnologiei. Următoarea carte nouă de cupe, multă bucurie, mulțumire, împlinire pentru sufletul tău în ziua de vineri, ceva te liniștește, ceva te mulțumește. Șase de spade, ultima carte, un drum pe care îl ai de făcut sau te întâlnești cu cineva la un drum, poate rezolvi ceva legat de o mașină astăzi, alți raci, nu știu, parcă mergeți într-un loc nou, faceți ceva nou. Primiți o veste bună. Este finalul unei perioade dificile pentru voi. Zodia leu. Dragii mei, lei, o zi în care, uite, pusă o conversație foarte interesantă legată de un proiect, un contract, o asociere, clienții, deci pe aici lucrurile merg bine, mai ales că ideile tale sunt apreciate și mai ales că astăzi rezolv ceva legat de zona străinătății. Poate să fie ceva legat de muncă pentru unii lei, dar de asemenea este și o zi cu tensiuni pe sănătate. Eu ți-am mai spus atenție pe sănătate pentru că na, uh, Pluton stă acolo, mă rog, la un moment dat o să fie și destul de activ, dar ideea principală este că trebuie să fii puțin atent pe muncă, da? pe muncă, pe sănătate, pe zona aceasta. Mai mult decât atât, dragilor, intrarea lui Venus în semnul peștilor îți aduce vindecare în cadrul unei relații cu un suflet pereche, deci lucrurile se clarifică, ori o terminați, ori o continuați în altă. În alt decor, da sau altcumva tot intrarea lui Venus în semnul peștilor îți aduce o perioadă de pasiune, de bucurie, ești foarte bine susținut până prin februarie încolo pe moșteniri, bănci, tot ce ține de sume mari de bani, economiile tale, posibil să crească și așa mai departe. Foarte, foarte multă susținere ai aici. Iar dacă ești un leu singur, vezi că ai ocazia să cunoști pe cineva începând cu ziua de vineri până prin februarie încolo. Nu se întâmplă vinerea asta. Bine, unii puteți să aveți și acest noroc, da. Hmm. Hai să vedem, dragi! Lei. La baza pachetului 8 de cupe 10 de băte. Cineva renunță la un anumit lucru. Poate chiar îți dai seama că e cazul să finalizezi un proiect. E cazul să lași în urmă o anumită atitudine. 10 de bâte este o energie foarte apăsătoare. Ai multe lucruri de făcut. Atenție pe sănătate, pe stres. Repet acest lucru. Da. Următoarea carte, steaua, o legătură cu un vărsător Apare o speranță la orizont, apare o veste bună pentru sufletul tău Steaua vorbește despre un moment liniștit, despre un moment bun Despre faptul că ai o speranță, ți se arată drumul, ți se arată calea O legătură văd aici cu zona tehnologiei Asul de monede vine cu un element de stabilitate, ceva îți oferă siguranță, ceva te ajută, dar asul de monede poate să însemne și o nouă casă, un nou loc în care tu mergi, poate să însemne și abundență și faptul că rezolvi ceva legat de niște bani. Apare acolo o lumină de la capătul tunelului. Zodia Fecioară. Dragi fecioare, pentru voi este o zi în care lucrurile sunt destul de intense. Rezolv ceva legat de muncă sau rezolv ceva legat de zona sănătății. Chiar lucrurile sunt foarte bune astăzi. Însă, atenție că apar tensiuni în relația cu persoana iubită, în relația cu un copil, într-o afacere, sau tensiunile pot să apară și pe ideea aceasta că ești scos din zona de confort, ceva nu-ți place, ceva nu-ți convine și intrarea lui Venus în semnul peștilor, bineînțeles că pentru tine aduce uh, o perioadă în care se rezolvă lucrurile legate de contracte, asocieri, parteneriate, îți vin mai mulți clienți, poți să faci bani prin intermediul celorlalți, dacă ești într-o relație cu cineva, nu m-ar mira să te apuce să ai așa niște discuții legate de vreo afacere comună, legate de niște bani, Alții dintre voi chiar aveți ocazia să cunoașteți pe cineva dacă sunteți niște fecioare singure. Se îmbunătățește relația cu ceilalți, în general vorbind, pentru tine. Hai să vedem, dragi fecioare, ce se întâmplă. Ce trebuie să știți? La baza pachetului, lumea și cu asul de monede. Uite, se sfârșește ceva, se încheie ceva, o etapă, un proiect, o perioadă, nu știu, ai avut ceva de făcut. Asul de monede vine cu ceva stabil. E un moment în care te simți bine, te simți relaxat. Poate să fie și o veste bună care apare din punct de vedere financiar. Apoi, valetul de monede, o zi în care studiez ceva, analizez ceva, dar văd și o nouă șansă, o nouă oportunitate. Fie din punct de vedere material, deci poate să apară o nouă ofertă de muncă, un nou proiect, se mai schimbă treburile pe acolo, dar valetul de monede este o energie bună, este o, este o energie puternică. Până acum e foarte intens acest mesaj de o nouă etapă, o nouă etapă pentru tine. Fie e ceva banal, fie e ceva important, nu știu, fiecare, cum vă știți. 10 de cupe, 10 de cupe, bucurie, armonie astăzi, relație bună cu familia, o discuție cu o persoană din străinătate sau o discuție cu o persoană aflată uh, și eu într-o perioadă de studiu. Rezolvi ceva legat de zona studiului, studiezi ceva, faci ceva, ai niște lucruri de făcut. Zodia balanță. Pentru tine este o zi foarte bună în relația cu persoana iubită, în relația cu un copil sau pe zona afacerilor. Vezi că pe acolo lucrurile sunt bune, te organizezi bine, se întâmplă lucruri frumoase, însă atenție în relația cu membrii familiei sau atenție în relația cu rudele, într-o situație legată de casă, ceva legat de o asociere, un contract, un parteneriat, vezi că pe acolo sunt niște chestii de rezolvat. Partea bună este că Venus intră pe casa a șasea în semnul peștilor și îți deschide pentru tine o perioadă în care începi să te simți mai bine, rezolvi probleme de sănătate, ai tot felul de activități împreună cu persoana iubită care te pot apropia. Pentru alții, nu știu, se rezolvă lucrurile la muncă, ești mult mai apreciat, îți vin bani suplimentari, dar dacă ești o balanță singură și vrei pe cineva, deschide ochii mari pe la muncă, pentru că sunt mari șanse să apară o persoană. Uh, dar. Uh, e bine să fii foarte atent, da, să fie totul etic moral și nu știu pentru că la un moment dat, mă rog, venus săptămâna viitoare se ceartă foarte urât cu marte, da, cu marte din gemeni și. Îți poate aduce conflicte destul de mari. Deci, atenție, dacă te apucă dragostea pe la muncă, vezi și tu ce faci pe acolo. Da. Uh, hai să vedem acum. Sau poți să cunoști o persoană, nu știu, mergi la medic să-ți rezolve o problemă și cunoști pe cineva pe acolo. Persoana iubită, uite, și poate rezolva o problemă de sănătate. Cei care vă aflați într-o relație. Da. E de bine. la baza pachetului 10 de monede și avem și 10 de spade. ceva se sfârșește, da, legat de casă, de familie. Da, este cineva acolo care mereu scrie în comentarii de sfârșit. Da, ce să fac? Dacă e 10 cu 10, da, asta înseamnă final. Nu pun eu cărțile așa. Ideea este că astăzi poți să rezolvi ceva important legat de casă, de familie, ceva legat, uite, lumea, ceva legat de o karmă. Ea e o împlinire, o mulțumire, poate te eliberezi dintr-o poveste. Da? afli de un sfârșit, afli de ceva. Doi de spade vorbește despre un moment în care ai de luat o decizie, dar nu prea comunici cu ceilalți, mai mult ții în tine tot ceea ce se petrece. Iar magicianul îmi spune aici că încerci cu toate forțele tale să rezolvi o anumită problemă și să știi că poți pentru că ai toate elementele necesare. Vrei o securitate financiară, vrei o mulțumire, o împlinire. Se întâmplă ceva în casa ta, în familia ta, care te mulțumește, te împlinește. Zodia Scorpion. Dragii mei Scorpioni, o zi bună în relația cu o persoană din familie, poate să fie o persoană mai în vârstă. Niște activități pe care le-ai de făcut și care la fel te ajută foarte, foarte mult, dar tot astăzi există risc de conflict la muncă, în relația cu colegii, în, pe zona sănătății, atenție astăzi, atenție cum mergi, atenție cât vorbești, cum vorbești, pentru că există foarte mare risc de, de conflict, mai ales pentru tine, că discutăm despre Pluton care te guvernează și care se ceartă cu luna din din Berbec. Intrarea lui Venus în semnul peștilor. Păi, dragi scorpioni, puu, o perioadă așa bună, până spre final de februarie, deci începând cu vineri, până spre finalul lunii februarie, iubirea ta cunoaște o altă dimensiune. Lucrurile merg foarte bine pe iubire, pe bani, relația cu un copil, relația cu persoana iubită, afaceri. Dacă ești un scorpion singur, mare atenție prin jurul tău, pentru că sunt șanse să cunoști pe cineva. Bineînțeles că e o iubire, așa platonică, iubire intensă, cu sacrificii, cu tot felul de chestii. Dacă ești și cunoște o nouă persoană. E ok, tot înainte, dar așteaptă totuși să iasă Venus de acolo din pești, că mai sunt niște chestii care trebuie închise. Crește pasiunea, crește iubirea, nu știu. Îți vin idei bune să faci bani, îți vin idei bune să investești în ceva anume. La baza pachetului, regina de spade și cu spânzuratul, o legătură cu o zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător, dar și o legătură cu zodia pești. Păi dragi scorpioni, v-ați cam săturat de un sacrificiu pe care îl toți faceți sau v-ați săturat de o problemă care tot este aici legată de acte, o problemă legată de o instituție publică și văd că reușești să găsești o soluție într-un mod diferit. Forța sau puterea vorbește despre o legătură cu zodia leu, dar și despre o zi de vineri în care tu vei, vei dori probabil să-ți dovedești forța sau vei exploda pentru că până la urmă blocajul și sacrificiul ăsta probabil ține de mult timp că ai un domeniu unde nu e ok unde cineva ți-a cam închis gura, dar cartea asta vorbește despre un moment în care lucrurile se rezolvă. Multă pasiune văd pentru tine în această zi și ultima carte, uite, Eliberarea sau Arcana Majoră numărul 13, Moartea, o legătură cu Zodia ta, de deci ce cartea ta. Scorpionii astăzi Trăiesc intens, trăiesc profund, și mai mult decât atât, vă dați seama că o eliberare este binevenită în viața voastră. Puteți să vă ocupați mai mult de acte sau puteți să vă ocupați mai mult de lucruri care necesită clarificare. Zodia Săgătător pentru tine este o zi extraordinar de bună în care rezolvi ceva legat de o mașină, în care faci niște drumuri sau ai niște discuții care te bucură foarte mult. O rudă te poate ajuta sau o persoană din apropierea ta și de asemenea vezi că este o zi cu predispoziții spre tensiuni, pe bani, pe valori. În mod special discutăm despre cumpărături pentru sufletul tău. Nu știu, îți place o geantă, dar te gândești că dacă dai banii pe geantă nu-ți mai ajung banii să faci nu știu ce. Sau îți cumperi ceva, dar nu ești mulțumit. Atenție pe cumpărături astăzi, mai ales cumpărături din acestea din plăcere. Dacă e o necesitate, e ok, dar dacă e o dorință și o plăcere, Atenție da? chiar atenție pe așa ceva îmi vine să spun atenție și pe ce îți cumperi ca să mănânci, nu știu, vezi un covrig și arată bine și îl mănânci și te trezești după nu te simți ok, da, deci atenție și pe așa ceva tot ziua de vineri pentru tine vine cu intrarea lui Venus în semnul peștilor. Asta înseamnă că se mai rezolvă începând cu ziua de vineri, până prin februarie încolo, deci nu vineri se rezolvă. Începând cu vineri, până prin februarie încolo, se rezolvă niște probleme legate de familie, casă, trecut, moșteniri, terenuri, rude, deci rezolv ceva. Dacă ești într-o relație, poți te muți cu persoana asta sau dacă. Adică ideea este că relația devine mai stabilă, mai bună, dar veți trece și prin niște perioade de suferință, de sacrificiu. Dacă ești un săgetător singur, vezi că prin intermediul familiei poți să cunoști pe cineva sau se poate întoarce cineva din trecutul tău. Atenție, da, atenție mare dacă se întoarce cineva din trecut. Aveți de încheiat o karmă, dar repet, nu în ziua de vineri se întoarce. De vineri până prin februarie încolo, ca să ne înțelegi. Regina de cupe, cavalerul de cupe, wow, trei săgetători, o puternică legătură cu zodii de apă, rac, scorpion, pești. O zi cu multă sensibilitate pentru tine, o zi în care, uh, uite, ești aici sigur pe tine, știi foarte bine ce vrei, faci un drum spre un loc drag sufletului tău, echilibrul, o legătură cu zodia ta, deci e clar că tu reușești să te echilibrezi, reușești să rezolvi ceva, poate chiar un compromis pe care îl faci, dar atenție atenție pe zona aceasta de, de, compromis, că Marte pe acolo îți pregătește surprize. Mă rog, nu mai ție, tuturor ne pregătește. O zi în care reușești să te împarți într-un mod egal între două situații, două locuri de muncă, între viața privată, viața profesională. Ultima carte pentru tine, trei de băte, niște drumuri scurte pe care le faci, o bucurie pe care o ai, niște discuții extrem de frumoase care apar. Dar este o zi în care ți se cere și puțină răbdare, pentru că ceva nu o să funcționeze la capacitate maximă. Zodia capricorn. Dragi capricorni, e o zi bună în care rezolvați ceva legat de casă și de familie. De acolo vine o bucurie de acolo vă organizați mai bine, cât plătiți, unde plătiți, vă cumpărați ceva pentru casă, reparați ceva, rezolvați ceva. Uh, unii capricorni, astăzi, aveți risc foarte mare de conflict cu familia, cu rudele, cu tot ce ține de moșteniri, uh, tot ce ține de o casă. Deci, apar conflicte, însă. Uh, tot ziua de vineri vine cu intrarea lui Venus în semnul peștilor, și asta înseamnă că. Începând cu ziua de vineri până prin februarie încolo, se deschide o perioadă pentru tine în care se mai rezolvă din acele probleme legate de rude, anturaj, legate de studii. Deci dacă studiezi, dacă înveți, ai foarte multă susținere, aprofundezi totul mult mai ok și chiar ți-aș recomanda să aprofundezi totul cumva și din punct de vedere emoțional, adică să apelezi la inteligența ta emoțională dacă știi că funcționezi pe așa ceva. De asemenea, se mai rezolvă niște lucruri legate de o mașină, legate de niște drumuri, de o navetă. Deci, ok. Dacă ești un capricorn într-o relație, veți avea tot felul de activități din aceste mici în comun care vă vor uni. Multe plimbări scurte, văd împreună multe conversații profunde, frumoase cu partenerul, iar capricornii care sunteți singuri, deschideți ochii mari prin anturajul vostru, prin vecini, pentru că e o perioadă în care aveți ocazia să cunoașteți pe cineva. Hai să vedem, dragi capricorni, ce trebuie să știți voi. La baza pachetului, 10 de bâte și regina de monede. Este într-adevăr pentru tine o zi foarte aglomerată, în care ai foarte multe lucruri de făcut. Ești stresat, ești obosit, atenție, nu exagera, nu exagera da, cu nimic cere ajutorul celorlalți, încearcă să te organizezi, că tu ești un exemplu de organizare pe treaba asta, îi organizezi pe toți. Regina de monede este energia ta și e clar că rezolvi astăzi ceva legat de niște bani. Șapte de cupe, o alegere pe care o ai de făcut, însă este o zi în care ar fi bine să fii foarte atent la ceea ce alegi și să fii atent în general în jurul tău. Nu te lăsa dat peste cap de muncă, vezi că mai ai niște chestii de rezolvat și prin casă. Da. Atenție la niște dependențe sau la o persoană care este cu capul în nori. Pentru că uite, cinciul de spate vorbește despre o nedreptate pe care cineva o simte, despre un compromis. E o zi în care cineva nu, nu se simte uh, bine, da, parcă nu te simți uh, te simți așa neîndreptățit, Văd aici. Zodia vărsător Dragii mei vărsători, pentru voi este o zi în care rezolvați ceva printr-o plimbare scurtă, printr-o discuție, învățați ceva, vă bucurați de ceva anume. Sunt lucruri frumoase care se întâmplă. Rezolvi ceva legat de o mașină, de un drum, nu știu, faci un drum până la muncă, până la magazin, undeva, da? Deci sunt chestii scurte, banale. Alții eu o zi, pentru alții dintre voi este o zi în care apar tot felul de discuții interesante, discuții frumoase. Însă, tensiunile vin pentru tine în relația cu vecinii, în relația cu rudele sau tensiunile vin din trecut, de la niște rude din trecut sau de la o veste pe care o primești. Bineînțeles că intrarea lui Venus în semnul peștilor pentru tine reprezintă faptul că, începând cu ziua de vineri, până prin februarie încolo, atenție, deci nu e doar vineri, până prin februarie încolo, se îmbunătățește sursa ta de venit, nu știu, primești și o avansare la muncă și primești mai mulți bani, îți mai iei un job, ideea este că îți cresc banii, cresc banii vei avea și mai multă poftă de mâncare, dar ideea este că rezolvi și niște probleme aici, poate chiar de sănătate, dar dacă sunt de sănătate. Sunt oarecum probleme din zona aceasta, da din zona gurii să spun așa, nu știu. În fine. Asta doar pentru foarte, foarte puțini vărsători. Dacă ești într o relație cu cineva, uite, lucrurile se mai rezolvă, începi să te simți apreciat, te simți bine, te simți băgat în seamă. Iar dacă ești un vărsător singur, mare atenție prin jurul tău, că sunt șanse să apară cineva. Vei cheltui mai mult pentru propriile tale plăceri, nu e nimic negativ în asta, dar atenție că săptămâna viitoare coadratura aia dintre Marte și Venus te cam zgâlție puțin de fapt nu numai pe tine, pe toate zodiile, dar pe tine pe partea asta vine, da? Și asta e ok. La baza pachetului, patru de băte, o zi bună în care ai parte de o bucurie, de o celebrare, poate chiar abia aștepți weekendul. Vrei să te relaxezi puțin? Zecele de spade spune că în sfârșit ai terminat această săptămână aglomerată sau este o bucurie pe care o ai tu legată de o decizie pe care cineva o ia. E cineva care pleacă, cineva care întoarce spatele. Următoarea carte, 10 de monede, rezolvi ceva legat de o casă, de un grup de oameni, te simți bine în casă sau uh, ai deținut un discurs, ai de făcut tot felul de lucruri. 10 de monede vorbește aici să știi despre o bucurie legată de casă și de familie. Ultima carte, Doi de spade. Poate să fie și o zi în care eviți așa să comunici, posibil și acest lucru, dar poate discutăm și despre un moment în care ai de luat o decizie importantă. Zodia pești. Dragii mei peștișori, o zi foarte bună pe bani, în primul rând, primești apreciere sau primești niște bani suplimentari, este ceva ce te surprinde acolo, ești foarte bine dintr-o situație, însă atenție că apar tensiuni în relația cu grupurile de oameni, apar tensiuni pe zona prietenilor, nu te simți tu apreciat, nu te simți în largul tău, mi-e o problemă acolo, dar Partea bună este că Venus intră în zodia ta și vei fi irezistibil pentru toată lumea. Vei avea așa o atracție specială, magnetică, angelică, specială pentru toată lumea. Mai mult decât atât, uh, intrarea lui Venus în semnul tău îți aduce așa o perioadă până prin februarie, repet, în care uh, Poți să te aranjezi mai mult, poți să te îngrijești mai mult dacă ești un pește singur, și vezi că sunt șanse să apară cineva. Da? Pe de altă parte, dacă ești într-o relație, îți vei fermeca de dreptul partenerul, așa că vezi ce faci. Vezi ce faci, că se întâmplă chestii. La baza pachetului 4 de bâte și cu 3 de monede. Văd aici că studiez ceva, analizez ceva în această zi, dar văd și o legătură cu un grup mai mic de oameni. Niște conversații care ies bine, așa cum am spus în această zi. Două cărți au ieșit. Da, uite, luna și cu șase de spade. O legătură cu un rac. Păi, dragi pești, este o zi cu predispoziții spre întâlniri ascunse, apar drumuri neprevăzute, atenție la cum conduci astăzi. Da? Poate cine știe îți propui o ieșire, o petrecere, uite, la o vreme de seară, cu niște prieteni. Pot apărea probleme astăzi cu o mașină, deci atenție pe așa ceva. Ultima carte, patru de monede, încep să fii mai sigur pe tine, știi foarte bine ce ți dorești și poate chiar acest drum pe care îl faci ascuns sau o femeie care se află la un drum într-un alt oraș, într-o altă țară, te poate ajuta, te poate ghida astăzi. Lucrurile încep să meargă într-o altă direcție. Chiar ai surprize plăcute legate de faptul că se închide așa o perioadă scurtă de câteva zile în care poate ai fost mai agitat, poate ai avut mai multe chestii de făcut și se închide acea perioadă. Gata. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru toate zodiile. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați să vă abonați canalului, apăsați clopoțelul, apăsați butonul de like, funcții gratuite pentru toți. Pentru cei care doriți acces la citiri bonus pentru toate zodiile din toate timpurile, găsiți butonul alăturate și apăsați acolo și intrați în comunitate. Aveți toate detaliile. De asemenea, vă invit la filmările pentru această săptămână, dar și pentru următoarea săptămână, că intrăm în februarie și alte energie și bubuie e o lună plină weekend sunt niște quadraturi mari pe cer e e intens. Bun și acestea fiind spuse, vă doresc bineînțeles o zi de vineri cât mai frumoasă și sper să ne revedem cu drag la filmările pentru weekend și sper să-mi revin o zi frumoasă să aveți.